Bună seara! Bună pe naiba! Ai văzut, ți-am arătat azi dimineață știrea că acel bebeluș de șase săptămâni a murit în timp ce era botezat, băgat sub apă de trei ori de preotul care trebuia să facă botezul. Și am zis, Ok, hai să, hai să, se povestească despre asta, cumva să înțeleagă toată lumea că, bă, evo mediu nu pentru, pentru ce ar trebui să trăim noi. Și am stat și m-am gândit și după aia, bă, totuși, nici omul ăla, preotul, îți dai seama că nu a vrut, o botezat probabil zei sau sute de copii, s-a întâmplat. Și mă așteptam să existe o luare de poziție de la, de la mai mari biserici prin care să-și exprime regretul și să, să spună Absu -ă, imediat apoi, domnule, hai să va trebui să povestim despre asta, pentru că totuși nu mai suntem în evul mediu, dacă ne gândim așa, în Biblie nu scrie că trebuie să-l botez la șase săptămâni sau la trei luni, că Isus o boteza când a fost matur, etc., etc. Și în loc de asta, ai un răspuns halucinant de la Arhiepiscopia Sucevei, apropo de decesul bebelușului. Și citez, Dumnezeu ne-a certat prin această întâmplare pentru a ne lumina mintea și a îndrepta viața noastră. Atât atâta și să ziceți? Dumnezeu ne-a certat prin întâmplarea asta ca să ne lumineze mintea și, ne și să vă îndrepte viața? Adică nu suntem în stare să spunem hai mă să vedem dacă nu-i cazul să schimbăm totuși niște cutume. să sunt niște cutume, nu le-a lăsat Dumnezeu. Nu au zis Moise, băi, la șase săptămâni toată gașca băgați-vă în biserică și vă băgați cu cu capul în cristelniță, stați acolo de trei ori, care scapă, scapă, care nu, nu. Deci atâta vrei să spui că te-o Dumnezeu ca să-ți lumineze mintea? Eu o de, de câtă, băi, o trufie. Eu cred că doar cei trufași ajung în, în altul bisericilor, în cazul nostru, ortodoxe. Trebuie să fii foarte trufaș ca să te pui la picior, pe picior de egalitate cu Dumnezeu și să zici ă, Domnule, ne-a trimis Dumnezeu un, somn, ca, un semn că ar trebui să ne luminăm mintea și să punem ordine în viața noastră. Păi dacă ți-a trimis Dumnezeu un semn că ești prost pur și simplu, că e cazul să ieși din evul mediu pur și simplu, dacă Dumnezeu a zis, bă, nu-ți dau fulgerul acum în căpățână, să te las chiel cu o jumătate de cap, că poate, poate pricep și tu în altă popime că trebuie să renunți la evul mediu stai și te uiți, bă, ni... bă, măcar tăceți. Este incredibil câtă trufie, câtă... Tu îți dai seama, și mai zic ăștia că ei sunt mesagerii, ei sunt un fel de fan curierul lui Dumnezeu în lume. Bă, sunteți nimic. Sunteți pur și simplu nimic. Și știi de ce ești nimic? Și totuși mari în ochii unora, pentru că au de-a face cu o populație obosită de civilizație au de-a face cu o populațiune copulativă română hămesâtă. O mare parte din poporul ăsta trebuie să recunoaștem că n-are chef nici de școală, nici de civilizație, nici de apă caldă, nici de pastă de dinți, nici de mama naibii, nici de tata naibii. Da? Uite aici, coadă de sute de oameni în fața unui fast food din centrul capitalei codat burgeri gratis. Adică un pic de pită cu un pic de carne, o dat gratis și o mers sute sute de oameni buluc acolo, să o dă și mie un pic, o bucată de pită și o bucată de carne. Despre asta este prezentul, lecția prezentului. Degeaba stăm noi și spunem, domnule, noi Eminescu, noi Brâncuș, noi Caragiale, noi, 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 noi. nu! Noi nu pentru că am ajuns într-un stadiu al existenței noastre în care uh, nu vrem decât o bucată de pariser aftin, o sticlă de vodka și un sombun bun după amiază. Sunt mulți, sunt mulți, sunt mult prea mulți. Dacă sunt zece în țara asta, sunt deja mult prea mulți. și asta le vezi, știi cum, replicat și la nivel politic. Adică un fel de toată șmecheria asta, de la popime până la șmecherașul ăla care se bagă în față să ia un burger gratis, până la șmecherașul ăla care dă gratis burgerul, da, vezi și la lumea politică. Astăzi a venit PSD-ul cu pancarte, demisia Voiculescu de la Sănătate, că uite că murim! Bă băieți! Bă băiete, socialist! Socialistoid! Sistemul ăsta nu l-a făcut Voiculescu. În timp ce voi aveați tot felul de avere, Voiculescu ăsta mergea inclusiv în Ungaria și îi dădeau de milă farmaciștii din Ungaria medicamente anticancer, că la noi nu se găseau. Dar la noi ce se găsea tovarășul Ciolacu? de la PSD, de la Haisam, la noi se găsea o știre de gen, uite, din 2020, 29 februarie, Sorina Pinte a fost reținută. E acuzată că a luat șpagă 10.000 de euro și 120.000 de lei. Sorina Pintea n-a fost din altă parte decât de la psd -ul. Înțelegeți? De acolo. Dar pentru că în România ați fost permite absolut orice dacă ești popă, dacă ești în politică, dacă ai afacere și poți să dai gratis niște tigăi sau niște burgeri, România arată acum într-un, într cum să zic, într-un paradox. Are capete luminate, dar capetele luminate pleacă. Are capete luminate, cele care rămân, sunt date la o parte și izbite de toți pereții. Da? Vezi plângerile cercetătorilor care spun, noi potențial avem, dar finanțați. Finanțați un pic cercetarea asta. Că dacă ar finanța măcar la o zecime cu cât finanțează Catedrala Mânuirii Neamului, ar fi senzațional. Da? Și atunci România se găsește într-un paradox în care are uh, un timp istoric de oportunități cum n-a avut niciodată în istorie, vorbim de NATO, vorbim de apartenența la Uniunea Europeană, vorbim de pur și simplu inerția aia europeană care trage România către modernitate, și în același timp, că ăsta e paradoxul, are o clasă de sus, începând de la popime până la clasa politică, una care pur și simplu ține hățurile, pune bețe în roate și face tot posibilul ca România nu cumva să intre în modernitate. Pe mine asta mă sperie. Bă, înainte elitele făceau pușcărie pentru modernitate. Cogălnicianu a stat în pușcărie. Și nu a stat puțin. Da, Marele Mihail Cogălnicianu, cel care suntem independenți și așa mai departe, l-am învățat la istorie. Da, a făcut pușcărie pentru idealurile lui. Acum se face pușcărie pentru șpagă, pentru termopane din China, pentru transformatorul lui Fenechiu de la, de la liberal de la Iași. Pentru tot felul de chestii se face. Atunci se făcea pentru idei. Asta este diferența. România era atunci într-o zonă extrem de gri, extrem de vai de mama ei, dar elitele o trăgeau către modernitate. Acum România este într-o într zonă aurie într-o zonă cum n-a mai fost niciodată în istorie și elitele o trag dinspre modernitate către uh, confortul de boiernaș din Evu Mediu. Da? Și cum? Te uiți acum în Parlament. Bă, uh, parcă e la mișto făcut. La egalitatea de șanse la comisie, l-a pus șef de comisie parlamentară pe Dan Tănase. Ăsta e un tiriplici Nimeni nu știe ce ocupație au avut în afară de faptul comerții. Au făcut scandal, ba pe la valea uzului, bacu, uite steagul, se ba, bacu nu știu cum. Îți curios acum dacă pentru egalitate de șanse vine Dan e, Tănasă și face e, plângere în justiție, domnule, uite, primăria București are steagul Bucureștiului pe e, fronton, pe fațadă. Să vedem dacă o face. Băiatul ăsta are, are o tristețe. Eu sunt convins că el ca să meargă la mormântul bunicilor sau la bunici. Doamne, dă să-i trăiască trebuie să treacă Carpații. Și când zic să treacă Carpații, nu vreau să pun din adins cacofonie, pentru că el însuși este o cacofonie a lumii politice în derivă. Da? Dincolo l-a pus pe Ringo Mărmureanu. Ringo de, de Ringo. Îți dai seama din ce vine ăsta, da? La Comisia de Constituționalitate. Și ăsta are cazierbă. Cazier penal. Și l-ai pus șef la Comisia de Constituționalitate. Eu propun să mergem mâine să luăm una de aia de pe centură, să o punem șefa maternităților din toată țara. Sau să o luăm un pedofil din pușcărie și să-l punem șef la protecția copilului. S-a și întâmplat chestia asta, nu trebuie să ne mirăm. Adică vorbim despre ce? Despre o totală inabilitate a elitei României de a se lăsa măcar conduși de România spre modernitate. Nu mai vorbim despre. De, despre a o conduce ei. Pur și simplu nu avem. E vremea istorică fără ștaif. Au ajuns golăneii, au ajuns istericele, au ajuns tot felul de amantlăcuri, curveturi în fruntea statului. N-are sens să ne mirăm. Mai bine stăm, ne uităm la un film, stai să vedem ce gătește. Pe... O, uite, o, o oaie, două oaie. Da, 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 uite, și turmă. E vorba despre turmă, da, da? A, altă dată era vorba, când, când vorbeai despre turmă, vorbeai despre transhumanță, despre tradiții. Acum, când vorbim despre turmă, fără supărare, ne gândim și la poporul român. A, mă jurați? Sunt câțiva care mă jură. jurați mă băieți. Uh, da, da, suntem acolo. Uite, cred că vin și măgarii. Măgarii sunt în frunte. Îi găsiți astăzi, îi puteți vota din 4 în 4 ani.